Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De data aceasta, ediția o consacrăm misiunilor, misionar în Ecuador. Și de ce? Pentru că dieceza de Iași a avut în decursul istoriei mai mulți preoți care au fost misionari. Între cele două războaie am avut misionari în China și în Zambia de astăzi, iar apoi după Revoluție, mai precis începând cu 1998, avem misionari în Ecuador și îl avem invitat astăzi, în ediția de astăzi, pe Părintele Bartolomeu Blaj, căruia îi spunem bun venit. Bun găsit, Hristos a înviat. Pentru început, aș dori să vă cunoaștem. Cine este Bartolomeu Blaj? Bartolomeu Blaj s-a născut la data de 19 august 1977 în Comuna Botești, original din localitatea Barticești, din județul Neamț. Am făcut studiile primare în localitatea Barticești, după aceea părinții mei s-au mutat la Brăila, unde am locuit 2 ani, între anii 1982-1984. Ne-am întors și am continuat în același sat, Barticești. După Revoluție, am intrat la seminar, după ce am terminat clasa a 8-a, am făcut seminarul mic 2 ani la Iași, 2 ani la Bacău și după aceea am continuat studiile universitare la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Am fost sfințit preot pe data 29 iunie 2002, iar după aceea, la 1 iaust 2002, am fost numit vicar parohial în parohia Sfânta Treime din Gura Humorului, unde am activat 2 ani în prezența părintelui Babia Ștefan de pie amintire. După aceea, din 2002, am mers pentru o primă experiență misionară în Ecuador cu părintele Bogdan Petru Răchiteanu, care este actualmente paroh la Cotnari. Am stat 3 luni de zile cunoscând locurile și în special în zona coastei Pacificului, în provincia de Guayas, în arhidieceza de Guayaquil, al doilea oraș ca importanță, în Ecuador. Ne-am întors în România după 3 luni de această experiență și mi-am exprimat dorința de a mă întoarce pentru un mandat misionar în Ecuador. Am stat 2 luni la Focșan, ajutându-l pe părintele Nășel în acel timp, până ce mi-am rezolvat problema actelor, iar pe 11 februarie 2005 am plecat cu mandat misionar în Ecuador pentru 5 ani. Deci aveți acum 8 ani de când sunteți în Ecuador, de când lucrați acolo ca misionar. Așa este, mai mult de 8 ani. Și ce înseamnă a fi misionar? Dacă luăm în considerare mandatul lui Hristos, care în Evanghelia după Sfântul Ioan, în capitolul 20, versetele 21-22, ne spune: așa cum Tatăl m-a trimis, la fel vă trimit și eu pe voi, primiți pe Duhul Sfânt. Iar în Evanghelia după Sfântul Matei, în capitolul 28, ne vorbește: mergeți în lumea întreagă, predicați Evanghelia la toate popoarele. Mandatul misionar al lui Hristos ne invită să fim misionari. Iar biserica, în esența ei, este misionară, este deschisă spre toate popoarele. Dar cum v-a venit dumneavoastră ideea să mergeți în misiuni? Ideea de a merge în misiuni vine încă din timpul seminarului. Când din Italia, Monsignor Baldassi, dacă mi-aduc aminte, venea cu ideile misionare din Italia, sau care ei le desfășurau, în special, cred că în Coasta de Fildeș, veneau și ne expuneau anumite imagini și anumite situații misionare de acolo și necesitatea de a merge, de a ne deschide spre misiuni, de a merge acolo unde sunt nevoile mai mari. Și am participat la aceste seminarii care se făceau despre misiuni. După aceea, părintele Benone Lucaci a venit iarăși cu o inițiativă, cred că a fost și primul director al Centrului Misionar Diecezan, actual este rectorul Institutului Teologic, și a băgat un pic acea sămânță a dorinței de a merge mai încolo de hotarele țării noastre pentru a lucra unde este nevoie mai mare. Mi-am exprimat această dorință a mea în fața părintului rector al lui Zbulai în acel timp, însă lucrurile au rămas conform cu decizia preasfințitului, conform cu decizia Consiliului Profesoral, să terminăm studiile la Institutul din Iași, iar după aceea,
ca și preot în Gura Humorului, mi-am exprimat încă o dată dorința și disponibilitatea acolo unde necesitățile sunt mai mari. Dar având în vedere că în Moldova e un spațiu larg de activitate, că sunt multe comunități care, știu eu, preotul ajunge rar, de ce nu ați ales să slujiți în Moldova? De ce neapărat să mergeți în misiuni? Sigur că am slujit în Moldova doi ani ca preot vicar la Gura Humorului, însă, știți, la anul tineresc și dorul de a te deschide mai încolo, de a cunoaște alte culturi, de a încerca de a pune, expune tot ce am învățat, tot darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, să le dăm și celor care au mai mare nevoie, unde lipsa preoților este destul de mare, unde necesitățile sunt mult mai accentuate. Și care este misiunea Sfinției voastre în Ecuador? Este de evangelizare, clar. Deci misiunea principală a preotului și în special a mea în Ecuador este de a evangeliza, de a organiza comunitatea, de a fi păstor în mijlocul credincioșilor. Și acolo sunteți într-o parohie sau unde lucrați? La început, când am ajuns, am stat sub mandatul unui preot misionar din Austria, Helmut Nagorțianski, care este un prieten mai vechi al preasfințitului Gergel. Am stat 9 luni de zile în sanctuarul Señor de los Milagros, în Daule, ca să mă obișnuiesc mai mult cu limba, cu cultura. Iar după aceea, pe 27 noiembrie 2005, m-au numit ca paroh într-o parohie, Sfântul Bartolomeu, coincidență cu numele meu, Sfântul Bartolomeu, din cantonul Palestina. O comunitate, deci un canton care are aproximativ 40 de sate adiacente. Deci o parohie cu 40 de sate și ajungeți în satele astea în fiecare săptămână sau cum ajungeți? Sunt sate unde mergem o dată pe lună, sunt sate unde mergem o dată la 2 săptămâni, o dată pe lună sau în fiecare săptămână. Dar care este situația creștinilor din Ecuador? În Ecuador procentajul creștinilor, de fapt este o țară creștină, încreștinată prin conchista spaniolă, însă un procentaj aproximativ de 90% sunt catolici, însă majoritatea doar botezați. Este o pastorație destul de largă, sunt preoți, în special în zonele muntoase, care pot să acopere mare parte din diecezele de acolo, însă în zonele coastei Pacificului, unde și clima defavorizează, foarte cald, atunci și umiditatea destul de mare, este o lipsă destul de mare de preoți. În arhidieceza de Guayaquil, unde activez în acest moment și unde am activat de la început, putem spune 220 de parohii în toată arhidieceza, la o populație de 3.300.000 de locuitori, între care aproximativ 3 milioane de catolici, iar preoți, cam aproximativ 180 de preoți, dintre care 50% sunt străini. Și acolo mai sunt preoți români? Mai sunt încă 2 preoți români. Acum 3 ani și jumătate a venit părintele Ioan Blaj, care mă însățește într-o parohie alăturată, iar de anul trecut secretarul nunțiului apostolic în Ecuador, părintele Mihai Țăulaj, este și el în Ecuador. Dar din punct de vedere geografic, în ce parte a Ecuadorului vă aflați? Ne aflăm în partea sud-vestică a Ecuadorului, în Golful Guayas. Dacă ar fi să ne vorbiți de parohia în care slujiți, de cât timp slujiți în parohia asta, ce ne-ați spune? Păi sunt 7 ani și jumătate în parohia Sfântul Bartolomeu din Palestina. Sunt multe, părinte, deci este o activitate destul de bogată, sunt amintiri destul de frumoase, situații destul de dificile. Încerc să vă spun de anumite cum am început misiunea în acea localitate. Sigur. Este una dintre situațiile cele mai dure pe care le-am avut în viața mea, pot să spun. Când am ajuns la nivel de infrastructură, era un dezastru total. Deci clădirile care au fost construite mai înainte s-au deteriorat destul de mult, materialele de construcție nu sunt de cea mai bună calitate, iar unul dintre dezavantajele zonei noastre sunt foarte mulți țânțari și în același timp, cum este un orășel, dar mai mult campestru, se găsesc foarte multe animale de casă. Animale de casă, între ghilimele, cum ar fi șobolanii și șobolani destul de mari. După aceea, porumbei, foarte mulți, greierii, care în timpul iernii zboară și zboară peste tot pe acolo, care invadează casa, invadează peste tot. Când am ajuns în acea parohie, am luat-o cu toată bucuria, însă situația era destul de dură.
o cameră unde dormeam, era o cameră destul de simplă, jumătate din păreți erau tencuiți, jumătate nu erau tencuiți. Era o cameră care nu avea geamuri, însă avea o plasă ca să mă ocrotească de țânțari și avea și un tavan fals. Iar în tavanul fals, prin tavanul fals, trăiau și șobolani, trăiau și porumbei și am mai văzut și vreo doi șerpișori pe acolo, care odată au coborât. Și ați început să puneți ordine, nu? Ca să pun ordine, nu știam de unde să încep. Am început să fac un pic de curățenie în cameră ca să pot să am un pat unde să dorm, însă nu a fost ușor, pentru că noaptea, când ajungeam acasă destul de obosit, mișunau toate animalele acolo sus și era destul de dur ca să ai un somn liniștit, ca să poți să te odihnești. Da. Nu v-au ajutat credincioșii sau laicii, rolul lor, cateheții, dacă sunt? De acolo am plecat cu organizarea bisericii, părinte. Toată situația era că de unde plec, de unde pornesc în activitatea asta. Este o parohie care are 42 de ani de când a fost înființată, o parohie tânără. Însă, din cauza lipsei preoților, preoții veneau și plecau. A rămas parohia de multe ori ca să o conducă seminariști de acolo, care făceau an pastoral, sau din Columbia, sau a mai fost și o soră care a condus parohia timp de un an de zile, iar în multe momente a rămas parohia fără un preot care să poată să dezvolte o pastorație așa cum trebuie dezvoltată într-o parohie. Și atunci era o participare a oamenilor, erau câțiva cateheți, erau câteva persoane foarte apropiate de biserică. Însă era puțin pentru necesitățile parohiei. Primul pas pe care l-am făcut, m-am dus ca să vizitez toate comunitățile, cele 40 de sate. În sate, pastorația era, să nu spun nulă, însă destul de slabă. Veneam după o perioadă în care nu mai era preot în acea localitate, cam de aproximativ 9 luni de zile. Atunci totul era un pic decăzut și la nivel de cateheză, și la nivel de vizită în sate. Am început cu câțiva tineri pe care i-am găsit în parohie să vizităm toate satele, le-am luat pe la rând, programând luna decembrie, cum eram și în apropierea Crăciunului, încercând să vizităm toate localitățile. Însă răspunsul oamenilor nu a fost prea pozitiv. Am avut ajutorul profesorilor care erau prin satele respective, care îmi adunau copiii și oamenii și cu ei am început cât de cât să ne facem cunoscuți, să mă prezint în fața lor că din momentul acesta este un preot, un paroh în această comunitate și este disponibil ca să vină pentru celebrări, pentru cateheze, pentru celebrarea sacramentelor, pentru diferite activități în sate. Prima lună a fost o lună destul de slabă la nivel pastoral pentru că răspunsul a fost foarte, foarte jos. Am început o activitate la nivel de parohie, organizându-mă pe sectoare, organizând parohia în 9 sectoare, consolidând în acest fel și echipele din sectoarele respective, făcând un apel la oameni pentru o școală de formare parohială. Să vă spun, chiar a fost o surpriză pentru mine când am văzut 100 de persoane într-o sală de cateheză destul de veche, destul de dărăpânoasă, dar s-au adunat dornici de a cunoaște, dornici de a începe acest proces. Ne-am acomodat și cu proiectul pastoral al vicariatului de Daule, unde aparținea parohia, și cu proiectul pastoral am început cu formarea cateheților, formarea formatorilor, formarea coordinatorilor din sectoare, pentru ca după aceea cu ei să putem începe procesul de catehizare, procesul de cateheze, nu doar la nivel de parohie, ci și la nivel de sate. Și a fost într-adevăr un răspuns destul de frumos. A fost primul an pe care l-am dedicat în special formării credincioșilor. Și după aceea ne-am organizat câte 2-3 prin fiecare sat și am trimis înaintea mea ca să anunțe pe oameni, să-i adune cateheții, pe oameni. Nu? Cateheții pregătesc cumva terenul. Păi fără ei chiar munca ar fi de izbeliște. Ei vorbesc într-un limbaj mai simplu cu oamenii. Eu vineam cu o spaniolă care nu vorbeam la perfecție din cauza, abia un an de când eram în Ecuador, știam foarte bine, mă descurcam, mă făceam înțeles, însă de toată forma
oamenii îi cunosc în mentalitate și în cultură, catehetii, și atunci reușeau să intre mai ușor în inima lor, reușeau să le facă cunoscut planul pastoral pe care noi vrem să-l dezvoltăm în parohie. Dar acești cateheți sunt voluntari, nu? Și sunt de ce vârste? Sunt tineri, adulți? Eu aș spune că una dintre surprizele sau plăcute, cele mai mari în Ecuador, pentru mine a fost voluntariatul. Voluntariatul este incredibil. Oamenii care pun din partea lor pentru evangelizare, pentru dezvoltarea parohiei, pentru dezvoltarea bisericii, dornici de a cunoaște și dornici de a da celorlalți. Și de obicei sunt tineri sau adulți? Sunt și copii, bun, cu copii în alt aspect al catehezii, mai mult sunt tineri și adulți. Și tineri și adulți. Și astăzi cum este organizată această parohie în care slujiți, iată, de aproape 8 ani? Parohia Sfântul Bartolomeu din Palestina este organizată în mai multe ramuri pastorale. Plecăm de la o pastorală multitudinarie, care se dezvoltă după aceea cu pastorația familiei. Adică mai multe sectoare, ramuri pastorale, sunt sectoare în care se lucrează, nu? Exact. Avem pastorația familiei, avem pastorația tineretului, avem pastorația copiilor, avem pastorația bolnavilor, avem pastorația mișcărilor din parohie. După aceea lucrăm cu pastorația liturgică, pastorația ministranților și pastorația în sate. După aceea pastorația catehetică, care este unul din aspectele fundamentale. Toate și-au rolul lor în dezvoltarea acestui plan pastoral. Și cum răspund cei din credincioșii de acolo? Care e procentul participării, de exemplu, la liturghie sau la taine, la sfintele taine, la spovadă, la împărtășanie? Dacă am face un procentaj de participare din partea credincioșilor la liturghia duminicală, ne găsim cam un aproximativ 10%. La sacramente, mai puțin. Însă, la sacramentul care toți fac parte, care participă cel mai mult, sunt la sacramentul botezului. Deci este în conceptul lor că trebuie să-și boteze copiii. De acolo pleacă. Dar la nivel de a trăi ceea ce cred, de exemplu, sunt zone și sunt și la noi în care mulți se declară creștini, dar după ce ies din biserică sau nici nu vin la biserică, viața lor nu arată că sunt creștini. Acolo e tot la fel sau e altfel decât la noi? Prin ce se deosebesc cei de acolo de cei de aici în privința răspunsului și a trăirii credinței? Nu ar fi o mare diferență în această situație, pentru că sunt și acolo care își botează copiii și după aceea mai vin la biserică când face copilul prima sfântă împărtășanie sau face mirul sau momente speciale când este vreo înmormântare în familie sau vreo căsătorie. Sunt un procentaj destul de mare care se găsesc în această situație. Îl întreb, da, sunt creștin, dar cu rugăciunea lui, cu situația lui, cu viața lui personală. Este un alt procentaj care nu vin în parohie la liturghie, preferă să meargă la sanctuar. Este un sanctuar la 30 de kilometri de parohia mea, numit Sfânta Narcisa, a lui Isus. Și este o devoțiune populară destul de puternică în zonă. Și mulți dintre ei preferă să meargă la sanctuar duminica. Chiar dacă noi am insistat foarte mult la nivel de Consiliu Pastoral, ca ei să caute și parohia, să participe duminica la celebrare liturgică în propria biserică parohială, însă ei zic că se simt mai bine acolo. După aceea există partea care este foarte credincioasă, participativă și care o fac din convingere. Există un procentaj, cum v-am spus, de 10% care ven cu o convingere extraordinară, cu o trăire a credinței impresionantă. Părinte, am găsit o situație, o persoană care trăia viața ei personală de o sfințenie impresionantă. Bun, eu am înțeles, 10% sunt care participă. Însă întrebarea este, ce se întâmplă cu ceilalți 90%? Undeva în Scriptură citim că Iisus, păstorul cel bun, zice pilda păstorului cel bun, că a lăsat 99 de oi și s-a dus după oaie rătăcită. Dar înțeleg eu că la dumneavoastră acolo este invers. Adică o singură oaie este în biserică și 99 sunt în afară. Ce acțiuni întreprindeți pentru a-i apropia pe ceilalți 90% de Dumnezeu, de biserică, pentru a trăi cumva ceea ce ne propune Evanghelia Hristos?
În planul pastoral pe care l-am dezvoltat la nivel de parohie, ne-am organizat cu mișcările din biserică. Avem mișcarea Ioan 23, mișcarea Legio Maria și mișcarea Căsătorii pentru Hristos, cu care ne-am organizat ca să începem misiuni, deci ar însemna vizita în sate, vizita în sectoarele parohiei, casă cu casă. Ca să avem un succes mai mare în acest aspect, am început să punem o sărbătoare, conform cu devoțiunea comunității sau al sectorului, o sărbătoare patronală sau o sărbătoare a hramului localității respective sau a sectorului respectiv. Organizând în același timp și o novenă, 9 zile pregătitoare. Novena, adică 9 zile de rugăciuni. 9 zile de rugăciuni, lecție divină. Citirea Scripturii, nu? Citirea Sfintei Scripturi cu rugăciune, cu Sfântul Rozariu, cu procesiuni, cu spovezi. Și am mers din sat în sat, ziua. Mergeam și vizitam toate casele cu cateheții sau misionarii laici, așa cum îi numim în parohie. Am mers și am vizitat casă cu casă, binecuvântând în același timp casele lor. Și îi le făceam invitația la novena care începea în parohia, în comunitatea respectivă sau în sectorul respectiv. Și ne adunam, cum lipsa, avem o lipsă mare în aspectul infrastructurii prin sate și este un proiect pe care îl avem în acest moment cu construcția de capele în satele din parohie. Ne uneam ori la școală, ori erau vreo familie care era mai disponibilă și aveam un spațiu mai mare unde să poată să-i adune pe oameni. Dar vizitându-i dumneavoastră sau vizitându-i tinerii sau laici din mișcările din care ne povesteați, ei îi primeau în casă, vă primeau? În mare parte da, dar am avut și persoane care nu ne-au primit. A fost un răspuns destul de pozitiv și la sărbătorile hramului, la aceste novene pe care le organizam, se cunoștea, procentajul era din ce în ce mai mare. Și căutam într-adevăr să avem niște teme destul de aplicate pentru credința creștină, pentru viața lor. Dar viața de zi cu zi acolo a credincioșilor, cum este? Unde lucrează? Știu eu, e sărăcie sau mă duc mai bine? Zonele unde suntem, zona unde sunt, este o zonă de orez, de plantații de orez, de banane și de mango. De fapt, bananele chiar nu foarte puțin în zona noastră, mai mult orezul și mango. Plantațiile, în general, plantațiile mari de orez le au foarte puțin și majoritatea nici nu stau în zona noastră. Sunt foarte puțini care stau în zonă, restul pot să fie străini sau pot să fie oameni bogați care trăiesc în orașul mare, în Guayaquil, care ei angajează oameni cazilieri pentru plantațiile de orez, o parte, și sunt sezonieri, la fel ca și în plantațiile de mango, sunt tot la fel sezonieri în momentul când au nevoie de ei. În aspectul muncii este destul de dificil, lipsă mare pentru muncă, iar oamenii caută dintr-o parte în alta, unde îi cheamă, merg ca să lucreze, merg pentru ca să-și câștige pâinea zilei. În aspectul vieților personale, ca și trăire în casă, în casele lor personale sunt destul de micuțe, construite din bambus și așezate pe stâlpi din cauza inundațiilor din timpul iernii sau din cauza șerpilor, cel puțin în zonele, sectoarele mărginașe ale orășelului sau în sate. A fost un proiect din partea guvernului care le-au construit și case noi din cărămidă, la 10 cm de... Se confruntă cu sărăcia, cu alte cuvinte, nu? Da, și case, dar vă spuneam că e o situație interesantă. Companiile care au construit casele au căutat cu $5,000 să le construiască case la o dimensiune de 30 de metri pătrați, unde erau două camere de locuit, era și o bucătărie, era și o sală. Și erau destul de slabe ca și calitate. Mi-aduc aminte de o persoană care și-a montat hamacul dintr-un colț în altul al casei și s-a așezat în hamac după ce a venit de la muncă și s-au dus pereți. Ei, cred că situația asta mai e și pe la noi. Este foarte probabil. La situația sărăciei e destul de mare. Dar care e programul de duminică al unui misionar? Programul de duminică, dimineața pe la 5 mă trezesc pentru ca să mă pregătesc pentru liturghie. La 8 deja sunt la spovezi, pentru că la 9 am celebrarea
eucaristică duminicală principală în parohie. La 10:30 am liturghia într-un sat, un sat un pic mai mare. După aceea, cel puțin o dată pe lună, la 12, avem botezuri organizate. După amiază avem un timp de odihnă pentru prânz. După amiază, la mijlocul zilei, după ce mă întorc din satul respectiv, mai stau prin bucătărie, mai pregătesc o ceva de mâncare, un fel de a ieși un pic, de a mai irisi, de a mă destresa, de a intra un pic în... De a mă bucura de alte aspecte ale vieții. Iar după amiaza am pe la 4:30 un alt sat, la 5:30 altul și termin cu liturghia dominicală tot în localitate, în parohie, la 7:30. Dacă ați privi la propria experiență din acești ani, care e momentul cel mai dificil cu care v-ați confruntat? Momentul cel mai dificil a fost... Sunt mai multe, dar o să pun accentul pe primele momente când am ajuns în parohie. Când am văzut situația, camera unde trebuia să locuiesc, biserica care trebuia dărâmată și toate trebuiau dărâmate și construite, luate de la capăt. Când am văzut că n-aveam unde să fac cateheze la nivel de parohie. Când am văzut că prin sate lumea nu răspundea la început. N-aveam cu cine să vorbesc. Simțeam așa o singurătate destul de mare. Mergeam seara în cameră și plângeam. Voiam să abandonez, voiam să plec. Spun, asta nu este pentru mine. Însă simțeam cum primeam haruri și putere de sus și gânduri care îmi veneau, dacă Dumnezeu te-a pus în locul ăsta, îți va da și harul necesar pentru ca să poți împlini această misiune. Vedeam într-o seară, intrasem pe computer ca să intru pe linia telefonică să citesc și eu e-mail-ul după o lună de zile. Eram singur în casă și de sub ușa apare o familie de șobolani. Erau vreo 5. Astea sunt dificultăți mare, și cu siguranță sunt și bucurii cu care... Da. Și când treceau pe acolo, se uitau la mine, nu s-au speriat, eu nu știam cum să mă dau deoparte și am lăsat să treacă. S-au dus, cred că, în bucătărie, unde am mai găsit ceva orez ca să mă... Dar vă place ceea ce faceți acum, nu? Destul de mult. Punem punct acestei ediții, dragii telespectatori. Vă mulțumim că ați rămas cu noi, că ne-ați urmărit. Iată, ne gândim la cei care lucrează ca misionari din România, sunt în Coasta de Fildeș, în Kenya și în Ecuador. Ne întâlnim luna viitoare, ultima duminică din lună, la aceeași oră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, părinte Bartolomeu Blaj. La revedere! La revedere!